ceva? Mai ceva. Suntem la companie surpriză la ușa ta, mă numesc Ghenaia. Mihaela. Da, Mihaela, am înțeles că ești omageată, da. Corect? Da. Ok, ai o felicitare din departare. Cred că o să-mi spui de la cine, da? De la părinți. Foarte corect, este de la părinți care te iubesc foarte tare. Este enorm dor de tine. Sunt bucuroși că te au. Și prin intermediul nostru îți dai așa un coș de flori foarte frumos. Mulțumesc. Deci sigur la tortă mai ai și la flori mai ai și o tortă. Mulțumesc. Și... și mai e un cadou care ți l-ai dorit foarte tare. Vine cu torta și florile. Poftim, pot să-l deschid. Da, mai și vreo ea. Și mai e și o surioară, corect? Da. Bun, să vedem. Îți stai un cadou de la Monica. Îi pare rău că nu ești alături de voi, dar vă iubește mult și cred că curând o să fie acasă. Să vă îmbrățișe. Deci, Mihaela, poți să-i lași aici ceva frumos. Cuvânt de mulțumire. Mulțumesc mult părinților mei și îi aștept foarte mult și îi iubesc foarte tare. Și spune-mi o revedere cât mai curând. Îi iubesc foarte mult, țin foarte mult la tine, la ambi, la toți copiii. Și este mulțumit că este. Și uite, uite surprizele nu s-au gătit. Mai sunt care la surprize. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua!